vedem cine, ce au mai postat. Mergem la informația de ultimă oră. De fapt, la știrea frumoasă a zilei, faptul că Stelianu Gică este bunic. Raluca Ropotan, fiica lui Stelianu Gică și soția lui Adrian Ropotan, a devenit mămică. Uite ce a scris. Te rog, Motare, oficial sunt bunic, tataie. Și cu niște semne de alea de plâns, așa că nu-i vine să creadă. În timp ce Adrian Ropotan înscria un gol superb la Universitatea Craiova, se năștea Ropotan Ivan Nicolae, un semn că va fi un mare fotbalist. Iată, avem și prima fotografie cu micuțul Ivan Nicolae aici în spate, bebelușul nou născut și Adrian alături de socrul său Stelianu Gică, extrem de emoționați. A fost o seară plină de emoție pentru Adrian Ropotan, mijlocașul Chiajnei a marcat golul echipei, dar după reușita, dar reușita a trecut în plan secund, imediat după meci a plecat Val Vârtej la spital, acolo unde Raluca Ropotan năștea primul său copil. Iată, extrem de emoționați, micuțul pare că, bineînțeles, se simte foarte bine și... Parcă se uită și el la poză, vezi? De-abia venit pe lume. Raluca Ropotan, alături de Adrian, trăiesc o frumoasă poveste de dragoste de aproximativ 7 ani de zile. Sunt și căsătoriți de vreo 2 ani de zile. Au trăit în Dubai o bună bucată de vreme, cât timp Adrian juca la o echipă de fotbal acolo. Apoi au revenit în țară pentru că el acum joacă pentru Universitatea Craiova, pentru Chiajna, mă scuzați, a dat gol împotriva Universității Craiova și golul acesta i-a făcut și mai fericită seara, este tătic. Despre Raluca am tot văzut că a fost de-a lungul sarcinii o mămică, o viitoare mămică extrem de grijulie și de precaută, dar foarte modernă, pentru că a intrat în rândul gravidutelor care au făcut sport de-a lungul sarcinii, am tot văzut-o și în sala de fitness, dar și cu poftele pe care orice graviduță le are, pentru că Adrian Ropotan a fost surprinsă către paparazzi în de noapte, făcând cumpărături cel puțin în ultimul trimestru al sarcinii Ralucăi. Țin minte că am dat și noi știrea și se pare că a fost un soț din ăsta foarte, foarte grijuliu și se pare că și un tătic foarte responsabil, dacă imediat după meci, direct la spital. Bineînțeles, să-și vadă micuțul, să-l strângă în brațe și Raluca se simte foarte bine. Stelianu Gică spunea că își dorește foarte tare ca viitorul său nepot să fie un mare fotbalist și poate că ăsta este și semnul. În seara în care s-a născut, tatăl său a marcat un gol important, poate că destinul lui va fi, de ce nu, să fie un mare, mare fotbalist.